Poliția română a desfășurat în perioada 19-25 februarie la nivel național acțiunea Track and Bus. Aceasta a vizat reducerea accidentelor rutiere prin combaterea încălcării normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri și transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone. Activitățile de control s-au desfășurat simultan în toate statele membre ale Uniunii Europene, conform planului de operațiune al Organizației Poliților Rutiere din Europa pentru prevenirea accidentelor rutiere grave. În perioada 19-25 februarie, Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat la nivel național o acțiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către autovehiculele de transport marfă și de transport public de persoane. În vedere calendarul acțiunii Rotpol, polițiștii rutieri din județul Mehedinți, în data de 24.02.2024, au organizat și executat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere. Cu această ocazie au fost verificate atât respectarea timpilor de odihnă, cât și utilizarea cartelor tahografice, pentru că este foarte important respectarea de către conducătorii de astfel de autovehicule a timpilor de odihnă pot influența producerea accidentelor rutiere și noi ținem foarte mult la aceste aspecte. Cât de necesare sunt astfel de acțiuni? Sunt foarte necesare pentru noi și în viitor vom acționa, tot timpul punem accent pe aceste acțiuni. În cadrul acțiunii, domeniul transportului public de persoane au fost verificate 649 de autovehicule, fiind aplicate 424 de sancțiuni contravenționale. Din totalul sancțiunilor aplicate, 69 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 2 pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului, 58 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, 70 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă, 8 pentru utilizarea incorrectă a aparatului tahograf, iar 62 de abateri au fost constatate la funcționarea aparatului tahograf. De asemenea, alte 2 sancțiuni au fost aplicate pentru deficiențe tehnice, 16 pentru lipsirea unor documente ale conducătorilor de vehicule, 2 pentru neasigurarea corespunzătoare a încărcăturii, iar 135 de abateri au fost constatate pentru alte încălcări ale legislației rutiere.